Bun găsit, prieteni! Eu sunt Cosmin Cernat. Suntem împreună, ca în fiecare duminică, la Radio Impuls. Invitatul de 12, de 12, mereu spun asta, că, mă rog, eu am o problemă cu limba română. Astăzi, la Radio Impuls, vine o personalitate. Îi mulțumesc de la început că e cu noi, că e cu voi, de fapt, nu cu mine. Marius Moga, îți mulțumesc mult că ai venit. Știu că nu prea apari, nu prea te duci, nu prea ieși și nu prea vorbești. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Cu drag, sunt aici. Hai să o facem. Hai să o facem, <laughs> da, da, Nu, nu, pentru că eu am, am, foarte mulți, de exemplu, am o relație de prietenie cu, cu Ștefan, cu Fanel, cu Bănică. De mulți ani, foarte mulți. Fanel. Eu așa îi zic Fanel, toată lumea de când îi spun Fanel. <laughs> dar el îmi spune mie Lunganu, și mă rog, mai are și alte porecle, dar pe, care mi le, pe care le folosește, știi? Și înțeleg perfect, cum să spun, oamenii care au o să spun, o personalitate, o, o carieră, aleg uh, cu grijă momentele în care mă rog, ies, vorbesc ce vorbesc și ce spun, știi? Și de-aia mulțumesc. Chiar, chiar îți mulțumesc că, că ai venit. Cu drag și mă bucur că stai aici cu voi. Hai să vedem cum facem oamenii să uite de necazuri. Așa, da, să uite de necazuri. Nu, eu vreau să nu vorbim de necazuri, nu? să lăsăm. Nu, să uite, am zis. Să uite, dar cum <laughs> îi facem să uite pe oameni de necazuri? Um... Păi, cred că de-aia a apărut muzica. Frumos. Cam asta-i rolul ei. Mm -hmm. Eram supărați de când eram primitiv. și Cineva a, a început să cânte și le-a trecut. <laughs> ce e asta? Nu da. mai ai făcut. Vrem Cum. și noi. Eu, oricum, sunt fascinat. Eu spun mereu, de fiecare dată în emisiunea asta, eu n-am nicio legătură cu muzica. Sunt un banal și un simplu ascultător. Un fel de plătitor de cablu, dacă vrei să aud de bilet la teatru, știi. Și sunt fascinat de oamenii care creează. Adică am această. și să, să descoper uh, felul în care ei reușesc să facă asta. Adică mi se pare, mi se pare uluitor. Uh, sincer, și eu m-am prins târziu. <laughs> <laughs> adică okay. eu fac muzică pentru că îmi place mie să fac asta. Uh, și când zic că m-am prins mai târziu, mă refer la faptul că m-am prins că și celorlalți le place ce fac eu asta. Da, le place, nu? Oricum, cariera ta e uh, realmente impresionantă. Mă rog, n sens să mă apuc eu să evoc că am nevoie de mai foarte multe emisiuni, știi? Dacă ca orice carieră există foarte multe povești. Da. Și eu cred că lumea, apropo de momentele astea, știi? Lumea are nevoie de poveștile astea, lumea are nevoie de mesaje. Da, cred că cel mai important e că toți plecăm de, din, de la nimic. Uh -huh. Și construim pentru că vrem și... Pentru că nu ne dăm bătuți și pentru că uh, chiar e important să ai și feedback pozitiv și feedback negativ. Nu poate să te iubească toată lumea. Da, corect. E adevărat. Nu. No. te iubește toată lumea înseamnă că ceva e rău. Că, da, ceva e rău. Înseamnă sau poate... că nimeni nu e sincer. <laughs> sau poate că s-a terminat, știi? Apropo da. de, știi, plecăm de la zero ăla și ajungem tot undeva acolo, știi? Cert e că sunt mulți oameni și sunt... Uh tineri care se apucă de muzică și mm -hmm. uh, produc sau scriu sau cântă. Și uh, atunci, și eu când am început, mă uitam uh, la MTV Viva, etic, toate radiourile le ascultam și mă întrebam, ok, cum fac să ajung acolo? Mm -hmm. uh, e un drum sinuos, nu e neapărat uh, ușor să fii freelancer, uh, okay. e, mai, e mai greu decât să, să ai siguranța unui salariu sau. Și nu e pentru toată lumea. O da, mai ales dacă ne raportăm la, mă rog, structura poporului, știi, aia de lefegiu. Și, a poporului și părinții vor să știe că ai luat-o pe un drum uh, care duce undeva, la promoții, la. Da. <laughs> nu știu, să urci uh, scara socială, dacă sunt oameni care ne ascultă și care se gândesc ok, cum mă apuc de treaba asta, cum îi conving pe -ai mei că e bine pentru mine, cum îmi conving prietenii că nu bat câmpi. Uh, ar trebui să-și folosească energia la vis. Pentru că nu poți să-i convingi pe ceilalți decât prin rezultate. Asta am învățat pe propria în piele. Mm -hmm, mm -hmm. Da, uite, discutăm uh, discutăm de tineri, știi, uh, eu îi iubesc foarte tare, deși, mă rog, uh, dacă mă uit pe CNP-ul meu, mă rog, nu sunt chiar bătrân, dar nici tineri nu mai sunt, ca să zic așa, știi. Eu îi iubesc, îi iubesc foarte tare, dar mie mi se pare că lor, nu știu de ce, le e mult mai greu. În, în lumea asta decât mi-a fost mie sau ție? Tu ești, mă rog, mai tânăr decât mine. Păi nu, nu cred că e vina nimănui. Uh -huh. uh, N-am zis de vina, am zis că eu cred că le e mai greu. Știi? Păi nu, eu zic că nu e vina nimănui în sensul că cu timpul se deschid tot mai multe opțiuni. Uh -huh. Și e mai greu. De asta okay. zic că nu e vina niciunui uh -huh. om. E, de uh -huh. fapt, uh, vina unei societăți și înspre ce, se, înspre ce se îndreaptă per total. că Dacă ai două opțiuni, alegi între alegi între stânga și dreapta. Dacă ai 20, te blochezi. Da. Adică s-ar putea să fie mai degrabă asta decât altceva. Am înțeles. A, zici că ți-a fost mai ușor? Câte opțiuni aveai să faci ce-ți place? Ah, sigur, nu numai la ce-ți place, la ce era pe masă de la ciocolată. Pe asta, nu, Știi? nu prea a, aveai... N-aveai nicio problemă, adică era ușor de... Era ușor, de vrei lucrul ăla sau celălalt. Acum, dacă e să alegi între 20, cred că stai și tu un pic să te gândești și Eu decizie serioasă, chiar și dacă este despre ciocolată, trebuie să te gândești, ok. Da, păi asta zic, știi, adică nu, înainte era ciocolata cu rom, da? Și mai ce mai era? Nu știu, mai erau vreo trei bomboane când era mititel, ceva de genul ăsta și s-a terminat. Da, trebuie să știi foarte bine cine ești, ca să știi ce ciocolată alegi. Da, da, da e, chiar, din punctul de vedere, crezi că lor le e mai, e, iarăși le e mai greu să, să, afle cine sunt în, mă rog, nu neapărat cu pe care îl trăim, dar e un, cum să spun, eu aici am o teorie, lor le e greu de ce, încerc să o fac cât se poate de scurtă, pentru că opinia de birt, opinia de restaurant, știi, propagată și împărtășită și argumentată devine adevăr. Și atunci ei iau o opinie de foarte multe ori ca fiind adevăr. Mă refer la cei tineri, știi? Cred că orice frază care se repetă în viața ta, tin să o iei ca pe un adevăr. Ok... Repetiția e mama învățăturii, nu așa? Da, da, dar până la urmă știu mie, e o părere, nu? Eu spun că, nu știu, Messi e mai bun ca Ronaldo, am un exemplu sportiv, dar e o părere, nu, 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 e neapărat un adevăr, știi? Cel mai important e că viața e un șir de experiențe. Uh -huh. Și treci prin ele, acum e treaba ta cum te raportezi la ele. Ele vin fie că-ți place, fie că nu-ți place. Vin spre tine, vin stimul, vin oameni care declanșează tot felul de situații. Cred că e mai important... Uh, in dialogul tău intern cu tine decât dialogul cu lumea. Ăla pare să fie al doilea. Da, eu sunt de acord cu tine. 100%. Dacă tu te cerți pe tine, o să-i cerci și pe ceilalți. Dacă tu te iubești, o să iubești și pe ceilalți. Nu poți să, nu poți să pleci la drum într-o prietenie știind că, fiindcă ai mai pățit asta, o să te dezamăgească și omul ăsta. Că atunci pleci cu jumătate de inimă și are toate șansele să o facă, pentru că și el o să simtă asta. Da, e, e greu până la urmă să te împaci cu tine, nu? E greu să te ierți pe tine până la urmă, nu? Cred că e cel mai greu. De-aia căutăm alți vinovați. <laughs> da, uite, iarăși, da, uite, hai să vorbim despre asta, știi? Eu am o, uh, nu știu, da, n-am spus-o aici, n-am spus-o niciun interviu, că nici eu nu prea dau, știi? Am o problemă cu uh, o forma a verbului uh, din limba română, forma reflexivă, să ducem gunoiul, care, adică asta ce înseamnă? Nu duce Cosmin sau îl duce Marius? Cum să ducem? E o primă formă de pasare de vin. Da, înțelegi? a responsabilității. A, -a. responsabilității. Știi? Se adică, face. Se face, da da da, da, da da da, se face. Lumea se face singură. <laughs> da, 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 da. Um... Hai să ne spui chestia asta cu, 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 vina, dacă vrei, poate nu neapărat strict pe spațiul ăsta mioritic, știi, sau balcanii în extenso, dacă vrei, știi. Mai da. exist să știi că există și bă, la persoana întâia o, o boală, aș putea să-i spun așa uh -huh. între ghilimele, osă. Osă, da. Da, eu îi zic osă. Osă și cu reflexiv ăsta, sunt cam împreună, așa. Merg, merg, da, da, zici, da. O să fac și o să dreg și o să cânt. <laughs> când, da, da. Când o să fac și când o să dreg. <laughs> um, nu știu, eu sunt... De mic am fost mai dur, așa, dacă mi-am pus ceva în minte, m-am dus către treaba aia. Clar, apar obstacole situații oameni, factori care poate să te, nu știu, să te încetinească, poate chiar să te oprească la zero movement la un moment dat, mm -hmm. dar trebuie să înveți să faci poze și la momentele alea. Dar când ai realizat tu chestia asta știi, de a nu pasa vina? Că eu mi a luat ceva timp, știi? Sau, nu știu, poate ai născut așa. Uh... Nu știu dacă m-am născut așa sau pur și simplu am realizat că lucrurile pe care eu vreau să le fac în viață dacă țin de alții, înseamnă că nu o să pot să le fac la maxim, pentru că pun mereu în balanță ideea asta. Ok, dar e de acord cu tare să fac asta? E de acord tata să plec la București la 18 <laughs> ani? Nu, nu, trebuie să iei decizii de genul ăsta, nu inconștiente, cântărind, mm -hmm. dar trebuie să le iei și trebuie să duci acțiunea la capăt. Eu cred că am avut și ceva noroc dacă poți să definezi norocul prin faptul că îți creezi oportunități uh, uh -huh. pentru a se întâmpla norocul ăla, uh, mi-am creat niște oportunități uh, norocoase în ideea în care de mic mi-am dat seama că am două variante. S -aștept să aștept, să termin liceu, să termin facultatea și apoi să mă întreb, ok, ce o să fac în viață? Okay. Încotro mă duc? Sau să folosesc timpul ăla luând o decizie. Ok, vreau să fac muzică, vreau să fac treaba asta creativă, Până unde o putea să mă duc cu ea, încep de acum, din liceu, din școală generală. De ce să pierd ani? Da, de ce să pierd ani? Asta e, iarăși, o, o temă de discuție lungă, din punctul meu de vedere. Da, în primul rând, pentru că, probabil, dintre cei care ne ascultă, sunt și mulți oameni creativi care mereu s-au întrebat la ce mi ajută școala. <laughs> școala e bună să structureze creierul pe materii, pe informații, cultură generală. Ar fi nasol să ajungi. Să-ți realizezi visul tău inițial și uh, să spună cineva o întrebare și să zice că uh, 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 <laughs> ai fi făcut-o degeaba, că trebuie să poți să porți o discuție cu tot felul de oameni. Deci te ajută să structurezi mintea, dar nu neapărat ajută un om creativ. Școala nu o văd ca pe o chestie care să stimuleze creativitatea, Creativitate. ci mai degrabă efic eficiența omului în societate. Și sunt două lucruri care, când te gândești la meserii, precum, nu știu... Compozitor, regizor, copywriter, uh -huh. oameni care scriu cărți, articole, unde trebuie să-și folosească și imaginația, cât și structura, pe oamenii respectiv, nu știu cât de mult îi ajută felul în care e gândită educația, și nu doar aici. Cred că sunt foarte puține școli sau facultăți internaționale care au ca scop. Uh, Lărgirea orizontului creativ al oamenilor. Da, aici îți dau dreptate. Adică, de fapt, ceea ce lor, poate ei ar avea, vă mă rog, voi cei care creați că eu nu crez nimic, cum zic eu. că toți creăm. Da. În primul rând, ne creăm propria experiență și un credit da. destul de important. Aia, da. Mă, nu mă rog să-l facă altcineva. Da, eu ce am creat, crez zi de zi eu, mă rog, în relațiile pe care le am cu oamenii care îmi sunt dragi mie și nu numai. Dacă pot să dau ceva, poate asta e singura formă să spunem. Dacă e creăm amintiri. Asta da. Asta da. Care pot deveni povești. Povești de care atunci când Cărți, o să îmbătrânim filme. o să avem nevoie de ele, da, cum zic eu, știi că sunt frumoase, am un amic mai, tot am prins 70 de ani și asta spunea, creează stat amintiri, zic, da, de ce o să ai nevoie de <laughs> <laughs> Netflix ul bătrâneții, amintiri. Da, 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 adică mi s-a părut uh, o altă perspectivă, o altă angulație, știi, nu? eu tot timpul, iar merg acum să sar dintr-una într-alta. Știi că am structurile mele în creierul ăsta, cât mă duce el pe mine, știi. Era un studiu foarte interesant care spunea, apropo de asta, știi că noi trăim undeva sub 10% în prezent și, la nivel emoțional, trăim în trecut și, mă rog, așa e lumea construită în momentul de față, știi, în viitor. Ceea ce, mă rog, e trist, poate, dacă. Să ne gândim nu? atât de puțin să trăim momentul ăsta al bunei zile, să spunem. Sau. Nu știu ce să zic. <laughs> uh, eu, eu, da, asta mi-a venit pur și simplu să, da, ca da, temă de discuție. Eu, eu cred că poți să complici viața sau poți să simplifici. De acord. E o decizie. Poate să fie. Să zic eu, o decizie a altăia să poți fi decizia ta. E mm -hmm. în punctul A și ajungi în punctul B și treci printr-o felul de lucruri. Uh, poți să te gândești mereu, păi, dar de unde am plecat mm -hmm. din punctul A? Câte lucruri aveam acolo? Dacă în punctul B nu-ți imaginezi lucruri care te-ar putea aștepta, parcă mergi mai încet, așa. Viața ta, ți-ai simplificat-o? Ți-ai complicat-o? Um, emoțiile complică viața. Planurile profesionale le simplifică și te joci cu astea două lucruri. Mm -hmm. Dar, da, cumva, în mintea mea, lucrurile trebuie să tindă către o miză, chiar și dacă nu o atingi. Mm -hmm. Imaginația e un lucru, nu știu, foarte puternic pe care putem să-l folosim exact în ideea asta. S-ar putea să ajungem în punctul B și să nu fie tot ce te-ai așteptat. Băi, dar măcar un procent din ce ți-ai imaginat, sigur o să o să transformi în realitate. Că dacă îți imaginezi că nu e nimic acolo în punctul B, repet, mergi foarte încet pe drum și poate nici n-ajungi. Ajungi la un punct A, uh -huh. jumătate dacă pot să zic asta. Da, în vremea ce te ascult, știi, încerc să mă rog, să decriptez cât pot, știi, felul în care așez lucrurile, știi, în, în mintea ta. Pe partea asta de emoție care și și. E... Din punct de vedere, cred că nu știu, nu să zic 100%, dar mare parte din viața noastră e legată de, de partea asta emoțională. Știi, oricât am spune noi că e poate altfel. Păi, suntem niște ființe emoționale. Da. da. Um, uite, un lucru interesant despre muzică, apropo de faptul că poți să o faci pur și simplu pentru că ai o inspirație într-o zi. zi Vine o melodie, dar. Ideea de a ajunge la cât mai mulți oameni cu piesa aia și să-i să faci să simtă ceva și să treacă prin niște stări, la fel, să-i duci din punctul A până în punctul până B. În punctul B da, okay. uh, trebuie să bucuri cele trei creiere uh, pe care le deținem ca oameni. E, avem un creier, să-i zicem cerebelul, care se ocupă cu mișcarea, cu dansul, cu calculele, ritm, uh, calculează ritmul, subdiviziunile. El are nevoie să calculeze ceva. Uh, cea mai mare descoperire, după ce am făcut multe piese și am citit uh, câteva cărți interesante, printre care și cartea lui David Byrne, uh, Cum funcționează muzica, uh, m-am prins că sincopele uh, și ritmurile drepte se întrepătrund într-o piesă bună și asta te face să dansezi, pentru că cerebelul, de fapt, fiind, fiind așa, o creier care se ocupă cu echilibru, cu mersul, cu dansul, el nu mai poate să calculeze. Și atunci externalizează în corp, face outsourcing, cum se cheamă okay. modern, face un outsourcing în corp și de-aia el, practic, ce îi spune piciorului, ia bate tu ritmul ăsta drept ca să poți să mă concentrezi mm -hmm. eu la celelalte subdiviziuni, că îmi dau bătăi de cap. <laughs> practic, noi dansăm ca să rezolvăm un ritm. Ok. Să fim în control. A, deci ne ducem către controlul Da, vrem aia. să avem controlul acelei melodii și dacă melodia are un ritm foarte complicat, ceva, ori capul, trebuie să da 1 2 1 2 sau piciorul să bată 1 2 3 4 ca să ne putem concentra pe restul detaliilor care ne dau bătaie de cap. Eu un uh, problem solving, ca să zic așa. Rezolvăm o problemă internă pe care o avem. Dansul <laughs> uh, asta face. Și acum ca să ne, să ne amuzăm un pic, după care continuăm <laughs> Eu de ce nu pot să dansez? Adică ce 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 probleme am eu că sunt, dacă vrei să, mă rog, să te amuzi, mă pui să dansești. adică nu uh. Păi, ți-e frică să dai drumul controlului din cerebel să meargă în restul corpului. Da, uite, nu m-am gândit la asta niciodată. Că de a, mă rog, nu, cred că oricât aș dansa, tot prost aș dansa. Există o vorbă despre piese când le asculti înainte să fie lansate și la arăți, nu știu, artistului când mm -hmm. e gata sau casei de discurs, sau celorlalți implicați. Sunt unii care vor comenta că, ma, nu e bună piesa asta, dar în același timp te uiți la piciorul lor și e gen aha, aha. pat din picior. Și atunci, ce înseamnă da, că, da, okay. eu zic că ai bifat unul din cele trei creiere. Uhum. Apoi vine creierul ăsta de mamifer pe care îl avem și care e foarte atent la. De exemplu, când începe cineva să ridice tonul, așa la tine, sau când îl coboară îl și coboară. zice ceva. Și suntem foarte atenți la, la linia melodică cu creierul ăsta E ceva care intrinsec în noi, așa e. A ridicat cineva linia melodică și a dus-o pe coclauri și dintr-o dată ai impresia că artistul respectiv trăiește la cote maxime viața. Uhum. Pentru că a făcut treaba aia și. A, în felul ăsta apreciem o linie melodică, uh, să-i spunem așa, un salt, da? la o super notă înaltă, după ce ai ascultat o strofă super repetitivă și tocată, așa, pentru că îți dă libertatea aia de... Noi cam așa ne exprimăm. Și când ne bucurăm, scoatem niște sunete foarte înalte pe... <laughs> și când ne speriem, la... când ne speriem scoatem sunete mai acute, uh, de șoricei uh, crispați. <laughs> Așa? și creierul ăsta se ocupă cu linia melodică și trebuie să-i placă, trebuie să vrea să o reproducă, trebuie să vrea să o fredoneze să, să o cânte și să treacă viața mai ușor și apoi vine al treilea, care e cortexul și care stă și zice ce versuri de rahat <laughs> <laughs> sau mamă ce mesaj mișto, ce-mi place, da chiar m-a prins și o piesă bună trebuie să bifeze măcar două din astea, sunt și piese care bifează doar dansul uh -huh, uh -huh. știm Uh, dar sunt și piese care le bifează pe amândouă. Da, uite, cred că tot ce ai explicat acum e mai mult decât interesant pentru. Cred că nu numai pentru tineri, știi, nu numai pentru. Fiecare din noi avem piese pe care le ascultăm uh, pentru toate trei, uh -huh. uh, să uh, le zic, toate trei trăirile, trăirile pe care ni le, da, le dau. Da. Sau pentru două sau doar pentru una În funcție de starea pe care o avem atunci Dar nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta Să recunosc deschis, știi, cu onestitate Nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta A creierului, știi Păi el Bă... își face treaba și dacă nu ne gândim și noi lui... la el Da, asta e adevărat, da, adevărat, da E singura parte care muncește fără da, să-i spui Fără să-i spui, da Și își -și face treaba acolo, da da. Dar e, știi cum e, până la urmă, dacă întreb lumea, ca și pe mine, nu îmi place piesa aia sau vorbata Și asculta-o de, cum am ascultat foarte multe melodii, de, mă rog, zeci de ori să spunem așa, știi, uh, unor chiar în buclă, dar nu m-am gândit niciodată la, la perspectiva asta, știi, foarte, e, mi se pare foarte interesant ce... E pe principiu toate filmele pe care le-am văzut noi vreodată, de când eram mici, de la desene animate până la filme dramatice sau super serioase, uh -huh. pe care le vedem în... Mai târziu, ele toate au scoring, toate au muzică scrisă pentru ele, dar nu toată lumea e Hans Zimmer sau uh -huh. regretatul Ennio Morricone. Sau... Adică cumva în mintea mea e ok, poți să, să umpli liniștea cu multe lucruri. Dar asta nu înseamnă că schimbă ceva în tine muzica aia. Ok. Uh, Vorbeai ceva mai devreme de, mă rog, imaginație și de a visa. Am văzut apropo de Netflix, e un mă rog, un documentar cu, cu Papa, Papa Francis care începe cu o dorință a lui care mie mi, se pare, mi se pare el vorbește acolo și despre uh, uh, această capacitate extraordinară și încurajează orice om de pe lumea asta să viseze și să-și dezvolte imaginația. Dar mai spune un lucru mie mi-a rămas în cap, că el și-ar dori ca în lumea asta în care trăim noi acum, bătrânii să stea de vorbă cu copiii. Mi se pare atât de simplu, știi că de obicei ca și mesajele mai lor artiști, da? mai lor sportivi, adică sunt de o uh, simplitate uneori și de o banalitate, dar oamenii le bagă în seamă pentru că vin de la uh, oamenii aceia, dar ele sunt simple și profunde, știi? Ca și, uh, nu știu, Nadal. Nadal Până am la bătaie, o să mă o să muncesc mai mult, mă întorc la mine la academie și vreau să mai câștig niște meciuri și să-l pe adversar. Și, dar omul spune, de fapt, niște principii de viață, adică un sistemul lui de valori îl, îl, îl face în 30 de secunde și îl ți pune ție pe masă, dacă vrei să-l înțelegi sau nu. Știi? Singura competiție reală e cu tine de ieri. Da, să fii, o, să fii mai bun decât ai fost ieri, da. Da, da într-o direcție benefică totul. Da, da, absolut, <laughs> da, absolut. <laughs> um, da, eu cred că. Copiii vorbesc cu uite, fiica mea vorbește cu bunicii mm -hmm. și fiecare are discursul lui. că adică fiecare o Absolut. ține pe a lui. Și așa e și normal. Era și o filozofie nu mai țin minte de unde am incorporat o. Ei, da, bine, când la ce volum de informație dar, și citim, dar se pare sau mi se pare o analogie foarte bună că în fiecare om există trei personaje există copilul din tine care e răzvrătit, care vrea să schimbe tot, să schimbe regulile, să spargă tipare, să ducă mai departe uh -huh. orice lucru pe care îl apucă, să încalce reguli în principiu, apoi există bătrânul din tine, po poți să-i spui chiar și bunicul, ușor, uh, bunicul uh, uh, pios, uh -huh. care -ți ține morală, uh -huh. care îți spune nu e bine, nu trebuia să faci, uh -huh. puteai să o faci altfel, mai cu blândețe, mai cum nu știu cum, și apoi există adultul care se uită în stânga la copil, se uită în dreapta la bunicul ăsta și trebuie să ia o decizie. Ok, pe mâna cui merg de data asta? În sau... ce direcție da. mă duc, da. Și cam asta e viața noastră. Suntem răzvătiți, apoi ne căim și ne pare rău sau suntem prea timizi și apoi regretăm că n-am fost mai îndrăzneți. E o balanță între... Da, eu m-am întrebat, mă rog, lăsând discuțiile pe care le am, probabil cum le-am, bleai și tu zi de zi tu cu tine, știi. La un moment dat m-a întrebat, eu am trei copii: 12, tre mulțumesc la fel, 12, 17 și 19, cea mare face 20. M-a întrebat, m-a știut într-un interviu. Ești în om, zona crepusculară? Da, sunt, mă rog, nici nu contează cum sunt, dacă vrei povestim după emisiune. E o, o zonă, oricum, ce merită explorată, știi. Și m-a întrebat domnule, dar cum ești ca tată? Și răspunsul meu natural, știi care a fost, Marius? Eu cred că am fost și sunt un fel de bunic de tată. Adică n-am reușit, știi, să, să mă ridic din punctul meu de vedere la nivelul ăla, poate de adult, știi? Ăla care spui tu, știi că în descrierea asta, adultul e tata. Știi, copilul mm. e copil, bunicul e bunic. Dar nu cred că am reușit să mă ridic la, la nivelul de adult. Adică am trecut de la faza aia de, de, de copil răzvrătit, știi? Direct la bunic. Direct la bunic, <laughs> știi, tocmai ca să îi las eu pe ei uh, în plata domnului, știi? Că îmi place expresia asta uh, veche, știi? Folosită din ce în ce mai, mai rar din graiul românesc, știi? Și nu știu dacă sunt așa sau nu. Ei, ei îmi spun tata, știi? nu spun bun bunicul, dar da, oricum. Uh, apropo de ce spuneai tu și de, mă rog, ce în fiecare dintre noi știi? Uh, relația ta cu, cu copilul cum e? e? pe prietenie, ne jucăm uh, discutăm uh, nu pot să o conving de toate lucrurile pe care <laughs> îi le spun <laughs> și cred că e și normal, trebuie să greu să îi zbândești, da uite, uite, există Ex există ceva la care m-am gândit și am și citit despre asta că Practic, când ești unul din părinți, sau părinții, dar în general, vor ca copiii să-i asculte. Mm -hmm. și, uh, și. o tâmpenie e... fără margine. Care jumate pare o tâmpenie. Sunt lucruri de care la care trebuie să plece urechea, dar sunt și lucruri, de exemplu, fică mai încăpățânată. Mai încăpățânată decât eram eu când eram mic. Mm -hmm. Mă scoate din minți. Dar, pe de altă parte, mi-aș dori un copil care să renunțe la încăpățânarea lui și să înceapă de acum, de când e mic, să fie super ascultător și să fie influențat de ceilalți sau mi-aș dori un copil care să gândească pentru el când e mare? Da corect. da, corect. Încăpățânarea asta atunci când sunt mici, da, ok, poate te enervează, dar pe de altă parte poate e un plus în viața lor. Nu o să vină nimeni să-i spună lui fica -mea, uite, tu o să faci așa, ba, nu o să fac așa. Și m-ar bucura mai tare gândul ăsta, copil, ești o mică perioadă din viață și apoi urmează tot felul de alte experiențe și cred că e bine să le lăsăm copiilor Treaba asta să fie ei înșiși, să, să contrazică orice a existat până la ei, să, să pună sub semnul întrebării, da, și doar ca voi poate să fie, nu poate să fie și cum zic eu, uite, eu vin cu alte idei. Și tu îi explici, băi, da, uite care-i treaba. <laughs> poți, cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să expui și riscurile și avantajele. Da, eu cred în, mă rog, în relația asta de, de povești, că eu asta am făcut, dar am tot spus povești, uh -huh. nu am făcut altceva. Uh, mă rog, între timp, tot studiind și o partea de psihologie și pentru copii și pe partea sportivă și așa mai departe, mă, de fapt, noi ce facem uneori ca părinți, cred eu că e greșit, știi? Adică, dacă... Luăm preseturi de la noi și le dăm copiilor. Da, adică... Fricile noastre și toate da, problemele. dacă te uiți, dacă mergem în parc, mergem în un loc de joacă, acolo o să vezi, ce o să vezi? O să vezi copiii care ce fac? Cad de 100 de ori, se ridică de 100 de ori. Da. Plâng, după care pe 5 minute râd. Uh -huh. După care se iar se ceartă între ei, după care se împacă și se joacă. De fapt, viața ei, ei fac exact ce trebuie să, să facem noi. Ei, ei trec prin ciclurile astea emoționale da. mai repede decât noi. Da, și, dar de fapt, viața noastră a tuturor așa e. Viața noastră nu e cum am eu treaba, aia. îți doresc, dragă, sunt un an nou fericit. Pe păi o să fie fericit, o să fie un an ca oricare altul, cu bune și cu rele. Tu sigur îți creezi niște așteptări? Dacă am zice urările așa, cred da. că ne-ar mai da cineva cozonac. Nu ne și... mai dă nimeni, știi? Da. 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 Mamuză, sau știi? O masă. Dar mă amuză, știi? Să fii fericit cu bune și cu rele, da, s-ar da, putea da. să ai noroc, s-ar putea să n-ai. Păi, da, da, da. de ce ai mai venit la ziua mea? Exact, da. Da, știi, da, da ne da. place să ne mințim că o să fie totul bine, da, 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 dar are legătură da. cu miza aia, de la B. Pentru că prietenii poate să fie super sinceri cu tine sau... Mai puțin sincer, dar în același timp să-ți dorească să adauge la miza aia pe care o ai tu la final. Și aia să te țină mergând, chiar dacă nu o să se oprească nimeni la un moment dat să zică, băi, toți prietenii mei au zis că o să fie bine și nu uite că n-a fost chiar așa bine. Ei sunt de vină. Nu, nu, prea, post, nu prea face nimeni asta. Uh -huh. Și atunci, de ce să fii prea sincer cu urările? <laughs> da, dar da, nu asta, <laughs> când veni vorba, știi, mea, mă... <laughs> Da, e adevărat, da. E, e sigur, e o altă perspectivă absolut. Știi, mă gândeam, apropo de chestia asta, știi, de cel. Mai povesteam tot așa cu un amic de-al meu care e antrenor. Ea Mihai Dumitescu, e antrenor de basket în Croația, specializat pe skills-uri, pe abilități, știi. Și am ajuns la discuția, cum povestesc cu tine acum, știi că de multe ori mă trezesc că de fapt nici măcar nu sunt la radio, știi, mi se pare că sunt undeva, stau de vorbă cu, 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 cu prieteni, știi. Adică, dacă te duci la țară, oamenii ăia de la țară, care au trăit 90 de ani, ei și-au dezvoltat atâtea abilități și atâte, atât de multe skills-uri, dar ei nu au un cel. Viața lor e acolo, sau poate celul lor e spiritual mai degrabă, știi? Dar el, un om de la țară, dacă stai să este Gândești, Marius, el face în 16 ore ceea ce nouă ni se pare că am putea face în 3 luni. De la prășit, gătit, zugrăvit, curățat, dat de mâncare la bă, oameni, la, bă, la animale, dar mers la biserică. Adică ei fac, dar dispare celul ăla. Cel puțin asta e percepția noastră. Sportivul sau, să spun eu, artistul profesionistul, are aceleași skills și aceleași abilități Dar are țelul ăla, are scopul ăla Dar artistul de a bucura oamenii Sportivul de a câștiga ceva Știi? Um, am, am deschis uite, o bunică mea, bunica mea a fost super îndrăgosită de pământ Și la un moment dat Apropo de întrebările Cu tâlc La care cineva care În zona de, de rurală Îți răspunde foarte direct așa Și nu te aștepți la răspuns Uh, am întrebat să-mi la un moment dat bunii, de ce tot uzi roșiile astea? Eu, filozofic, așa. Da, da, da. Iar ea mi-a răspuns, cum de ce le ud? Ca să crească. <laughs> uh, și mi-a mai zis la un moment dat uh, că am și întrebat-o, zic, dar de ce îți place ție pământul așa de mult? Păi zice, cum să nu-mi placă? Că păi, uite-te în jur, vorbești de economie și de afaceri și de tot. spune -mi tu mie ce mai ia o sămânță mică, cât un act de gămălie, și doar cu apă, în șase luni, îl transformă în ceva ce poți să mănânci, să hrănești da. o familie? So, ea vedea eficiența, să zic așa, a pământului în a transforma lucrurile din semințe în, în fructe sau legume sau. Da, da. într-o formă și utilă, dar și frumoasă până da, la urmă. și cred că și procesul ăla îi plăcea foarte mult. Cu siguranță. Cu siguranță. Um, îi plăcea, da. da. Practic. Fiecare dintre noi vedem plăcerea în, în a munci ceva, sau dacă jobul pe care îl avem astăzi nu e exact ce ne-am dorit, uneltim noi cumva la capătul caietului, vorba aia, ca uh -huh, uh -huh. la cum să ne re realizăm și visul nostru. Trebuie doar să să și faci pași către el. De exemplu, piesa asta pe care am lansat-o. Hai să vorbim și despre ea, da, te rog. O dorință. O dorință, dorință. nu-i de ajuns. Uh -huh. Dar e un bun început. Dacă nici măcar nu poți să-ți pui o dorință sau să, să visezi la ceva ce vrei să atingi, ceilalți doi pași, anume să plănuiești și apoi al treilea să acționezi, nu ar să se întâmple. Că nu au de ce. Da, corect. Deci totul începe cu wishful thinking, cum îi zic americanii, dar nu poate să fie totul numai despre a îți dori. Mm -hmm. Să-ți dorești, trebuie să plănuiești și apoi să acționezi. Mă rog, nu trebuie, vrei. Exprimarea corectă e vrei. Vrei, da. Dar vrei să ai o dorință, vrei să plănuiești și vrei să acționezi în direcția aia ca să atingi vorba aia. Hai să țintim uh, spre uh, lună și dacă nu ajungem acolo, măcar uh, suntem printre stele. Uh, tot expresie. Da, vrezească. eu, eu uh, tot timpul am, uh, am crezut și am admirat, uh, repet, sunt novice, dar nu, piesele cu mesaj, știi? Adică... Uh, mi se pare că e, uh, e nevoie de, de ele. Nu știu, asta e senzația mea, repet, de nepriceput în ale muzicii, și recunosc asta încă o dată. Da, piesele, repet, cum am zis, cele trei creiere sunt <laughs> satisfăcute diferit de fiecare piesă, și trebuie să fii în situația aia ca să apreciezi piesa cu mesaj. De exemplu, bărbații nu prea stau atenți la versuri. Ok. Mă, well, make sense. <laughs> nu suntem atenți la versuri. În schimb, dacă trecem printr-o perioadă mai uh, încărcată emoțional, dintr-o dată suntem. Ok. Adică, adolescent fiind, dacă mă întreb despre ce erau piesele cu care am crescut, mm -hmm. nu știu dacă ți-aș putea spune. În da, schimb, da. dacă mi-aduc aminte de, de vreo perioadă în care sufeream după vreo fată, atunci sigur eram atent la toate versurile la toate și toate făceau sens dintr-o dată. Ne da, ducem la emoție, iarăși. Și atunci ești atent și la ce zic versurile și zici, wow, ăsta care cântă, mm -hmm. zici că mă știe, e despre mine piesa asta. Da, 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 da. Dacă ești în club cu prietenii și ai ieșit să sărbătorești ceva, nu prea mai contează mesajele deep, pentru că n-ai timp să fii deep. Mm -hmm. Trebuie să fii light ca să poți dansa. <laughs> Eu zic că muzica e un soundtrack pentru viețile noastre, și. E frumos. Cred uh, că nici a zis. Viața fără muzică ar fi o greșeală. Da, e frumos de final de emisiune, știi? Da, chiar e frumos. Uh, dar mai, mai am o singură curiozitate, știi? Că e o emisiune asta și ca durată până la urmă le mulțumesc celor de aici că mă lasă să o fac cât vreau eu și cum vreau eu. Știi ceea ce în ziua de astăzi e un lux, am mai spus -o. în ziua de azi, să poți să vorbești despre lucruri despre care, mă rog, concepte, păreri despre ce am discutat noi doi aici, mă, un lucru destul de rar, zic eu, nu că o fac eu emisiunea asta, că nu îmi place să vorbesc despre ce fac eu și despre lucrurile pe care, mă rog, le produc cum pot eu. Uh, apropo de Pornind de la Nice, da? Și mergem, iarăși zic, spre, spre final, așa, da? Foarte frumos ce a zis. Dar cum o să arate muzica asta peste 10 ani? Oare? Sau în trecurile cum o să fie? Că oamenii vorbesc de inteligență artificială, au tot felul de bazaconii de genul ăsta, că mă, nu sunt bazaconii, mă, poate nu-i cuvânt. Adică se va ajunge la ceva la ce mintea noastră a oamenilor care iubim, nu știu, frumosul, care iubim... uite, hai să facem o paralelă. Era primitivă, prezent și viitorul spre care ne îndreptăm. În era primitivă, într-o gintă matriarhală de 100 de oameni artistul care desena pe peșteri crezi că era cel mai apreciat din Sătuleț? Nu. Sau era ciudatul ăla <laughs> care nu are ce face să picteze pe peșteri? Da, sunt de acord, adică pe mine... Nu, dar gândește evoluția. Azi dacă te uiți la societate și te uiți înapoi de acolo, din era primitivă mm -hmm. și până azi, care sunt de fapt oamenii care au ajutat societatea să înainteze, să ajungă la un confort mai bun, să se deplaseze mai repede, să uh, facă mai multe lucruri în același timp? Au fost creativi. Da. Financiarii și oamenii de business au rolul lor pentru a aduce viața de la o zi la alta. Creativii au treabă să schimbe mersul lucrurilor și de-aia nu sunt cei mai popular tot timpul în toate cercurile, pentru că ei vin mereu și zic, am o idee, să schimbăm tot ce a fost până acum. <laughs> oh, De-abia ne-ar șeza să rămpă da, da, tu asta. crezi în chestia asta, adică că o, o, să dispară artistul? Nu, știu. nu dar eu cred că dispar, sau, dispar. Că... Cred că mai degrabă este era creativilor ce urmează. Da, eu pentru că unei am ai... Mai, am mai auzit o dată perspectiva artist... asta în care o, de, deja încep să o iubesc, pentru că dacă va fi așa o să fie ok. Eu zic că oamenii creativi vor fi mereu căutați. De ce? Un AI și ideea de machine learning, adică o mașină care învață, machine learning ăsta se bazează pe direcții. Nu poți să faci machine learning despre tot. Tu trebuie să zici, ok, cu ce scop facem acest machine learning? Păi vrem să calculeze cascadorii în filme. Ok. okay. Ce o să-i dăm să da. analizeze ca să facă asta? Tot ce s-a făcut în, în direcția de cascadorii în filme până în momentul ăsta. I-a un database, o bază de date imensă mm -hmm, de, de mm -hmm. secvențe cu cascadori și el le analizează până când vine cu idei noi, dar el vine cu idei noi construite pe ce a fost până acolo. Care, care pot să fie privite ca genius sau poate să fie privite ca, ok, inovativ. Mm -hmm. uh, în schimb, un om iese mult mai ușor din, uh, din cutia asta care i-ai dat să învețe lucrurile, pentru că el uh, trăiește viața și îl lovesc tot felul de stimul, tot felul de factori, tot felul de situații. Uh, trăiește ceva personal, o dezamăgire, și plimbându-se pe stradă, uite cum a fost și povestea lui Walt Disney, care dăduse faliment de două ori, <laughs> și la un moment dat, plimbându-se pe stradă după ce a fost nevoit să-și concedieze toți angajații și era în pragul falimentului, falimentului. stătea supărat pe, un, pe o bordură și a văzut un șoricel care a ieșit să fure un miez de pâine. <laughs> Și atunci a venit ideea să-l facă pe Mickey Mouse, care l-a scos din toată zona aia. Un AI nu o să facă asta. O să facă salturi mult mai previzibile. Da. De aia zic că oamenii da. creativi vor fi la căutare mai mare decât au fost în trecut, pentru că și AI-ul respectiv trebuie să-ți vină o idee. Ok, facem un AI nou. Despre ce? Dar, am auzit ce specializare are? Am auzit de niște, mă rog, mașini, că nu știu cum să le spun, că eu nu am, să spun, limbajul ăsta, poate modern, da? Care pictează și că pictează foarte frumos. Evident, dacă le-ai dat o bază de date cu picturi frumoase, doar nu o să facă picturi urâte. Și întrebarea mea e: omul, omul ființa care vine să judece, știi, creația, pictura, mă rog, unui om, să spunem așa, și pictura asta, a, a inteligenței artificiale, o să facă diferența? Păi, depinde ce-i dai ca și bază de date. Dar uite, hai să luăm un exemplu. Dacă e un. <laughs> calculator și îi dai acest task de machine learning să fie unei uh -huh. ai care să uh, continue mai departe munca lui Picasso, că nu cred că își dorea vreo femeie să fie pictată cum le-a pictat el, <laughs> da. înseamnă că o să, le, o să le facă tot mai puțin estetice, în, în loc să ducă în direcția de estetic, pentru că ăla e, aia era direcția lui. E că adică depinde, e ca, un, uh, ca o mașină teleghidată, îi dai drumul și înspre ce direcție îi dai drumul să meargă în direcția aia va colecta informații și va, va, analiza și va crea ceva. Dar e o creație, e o inovație step by step. Și da, poate să facă iterații mult mai multe decât ai putea într-o viață să faci. Mm -hmm. De aia se cheamă inteligența artificială. E ca și cum ar trăi mai multe vieți simultan. Da, nu știu, pe mine chestia asta mă înspăimântă. Poate n-ar trebui, nu știu de ce. M -m mă scoate din zona mea de confort, dacă vrei, Păi, cred că părerile sunt împărțite și e important cum folosești o unealtă până la urmă. Da, da, în fine. Hai să terminăm, așa, cu zâmbetul pe buze și cu, mă rog, cu soundtrack-ul ăla, de la cum mă cum sună, știi, soundtrack și nice. Știi, să terminăm cu soundtrack-ul vieții, că e e, e frumos, muzica aia e. Îți mulțumesc mult, chiar îți mulțumesc că ai venit. Eu te mai aștept dacă mai ai chef, dacă mai vrei da, să Sper că nu ne-am dus prea în zone filozofice și am plictisit nu, oamenii. Nu dar... sunt. Eu îți spun sincer că feedback-ul legat de emisiune, în care ai văzut că nu, ți-am spus de la început că nu discutăm despre discutăm despre diverse teme, despre, mă cum ești tu, ce-ți place, ție, și niște mesaje pe care le-ai de transmis, că ai de transmis foarte multe lucruri. Adică, eu cred că mi-ar plăcea să mai vii și să. Cu drag, mai Mulțumesc discutăm. De uh, uh, ne alegem de dinainte, ne vorbim, ne alegem niște teme, mai întreb și pe oameni ce vor. Și uh, stăm la taifas aici, stăm la, la povești. că ne-am dus, am zis de la nice, ne-am dus în copilărie, ne-am dus la pământ, la bucuria aia a pământului, la bunica ta, am vorbit de copii, am vorbit cred că eu, la 45 de minute sau o oră, am vorbit de multe lucruri. Zic eu interesante. Încă dată mulțumirile mele și să ne vedem sănătoși, ce să spun. Da, uh, și eu mulțumesc. Uh, iar apropo de copii, uh, eu îi mulțumesc mult soției Bianca, e, e super suportiv uh, în toate, să zic, aventurile astea creative pe care le-am, pentru că câteodată iau și din timpul familiei și e o luptă interioară și în mine despre treaba asta. Mm -hmm. uh, și mulțumesc și Marie Elisabeta, că Uh, pentru încăpățânarea pe care dă fata <laughs> și sper să-i să prindă bine în viață. Ți-am spus că emisiunea nu e spre tablui. N-am vrut să intru, știi, în chestia asta, chestia personală. Nu, no, asta este... aleg eu să spun. Da, 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 da. Și mă bucur că ai zis. Să încheiești mai frumos atunci emisiunea. Păi da. <laughs> să încheiești mai frumos. Încă o dată, mulțumiri. Mulțumesc, Cosmin, și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine, mulțumesc. Și pe ritmuri bune. Pe ritmuri bune. Mersi mult.